Să deschidem cuvântul Domnului la epistola lui Iuda. Voi citi versetul 6 și apoi voi citi un al doilea pasaj pentru studiul în seara aceasta din Ezechiel 28, de la versetul 11 la 19. Iuda 6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului tirului și spunei. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onyx, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătită pentru ziua când ai fost făcut. Era un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Prin mărime negoțului tău te-ai umplut de sâlnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nemicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegirilor tale, prin nedreptate negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta, ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Amen. Iată un cuvânt de o profunzime deosebită. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul care ne revelează istoria primordială a cosmosului. Ordinea creației. Starea de glorie pe care Lucifer, devenit Satana, adică împotrivitorul, potrivnicul sau diavolul, adică acuzatorul. Gloria pe care el a avut-o înainte de a cădea în păcat. Dar este și cuvântul care ne spune cum a căzut în păcat. De ce? A căzut în păcat. Care a fost primul păcat? Care a fost al doilea păcat? Și care a fost cel de-al treilea păcat? Când Domnul a intervenit și a spus, acum ai păcătuit. Pentru că de acolo, din această istorie, putem să învățăm noi ce se întâmplă cu noi dacă nu suntem vegători. Indiferent cât de mare am fi, aceasta este lecția pe care vrea să ne o spună Iuda, indiferent cât de mare am fi, în ce poziție am fi, dacă nu vegem, ne poate paște căderea pe și care, indiferent sub ce teorie sau mască ne-am ascunde. Deci în seara aceasta, pentru cei ce suntem în Casa Domnului, în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră de la internet sau de la televiziune, mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră se intitulează Lucifer și Îngerii Căzuți. Lucifer și Îngerii în epistola lui Iuda, versetele 5, 6 și 7, pe care le-am citit în lecțiunea precedentă, Duhul Domnului, prin acest om al lui Dumnezeu, ne dă trei lecții din istorie, lecții pe care trebuie să le învățăm, spune Iuda. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna. Lecții pe care dacă le învățăm, vom rămâne credincioși, vom rămâne în picioare. Aceasta a fost tema lecției trecute. Și lecțiile pe care Duhul Domnului ne-a adus prin Iuda este experiența lui Israel în pustie, asupra căruia vom reveni într-un mesaj ulterior. În detalii, este lecția îngerilor care au căzut și despre care Sfântul Apostol Petru spune că ei sunt legați, spune și Iuda același lucru, în lanțuri veșnice, măcar că noi știm că îngerii căzuți sunt în văzduh, cum spune Apostolul Pavel în Efesen 6 cu 12. Însă, o parte dintre ei au dat dovadă de o răutate ieșită din comun și una din căpeteniile răutății, capul de acuzare al răutății a fost Tentativa aceea de a fi intimi cu fetele oamenilor pentru ca să altereze spița umană, rasa umană, genomul uman, să se nască o rasă de oameni pervertiți: jumătate oameni, jumătate demoni, numiți titani în mitologia greacă, numiți urieși în teologia biblică. Pentru ca prin acest, prin acest efort de să poată să împiedice nașterea sămânței femei, adică Isus Hristos care să răscumpere omenirea căzută în păcat. Și pe acești îngeri care au practicat acest păcat, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu i-a pus în lanțuri veșnice, așa cum vă spuneam în lecțiunea precedentă în adâncul pământului în interiorul pământului este locuința morților și locuința morților este compartimentată în mai multe uh, camere, dacă vreți uh, locuri de pedeapsă funcție de gravitatea păcatului și a fără de legii săvârșită și în iată Dumnezeu este drept, deci pedepsește gradual după măsura de cunoaștere și de neîmplinire a ceea ce era cunoscut. Iar acești îngeri sunt ținuți în partea din Iad sau din locuința morților numită Tartarus. Acolo este întunericul absolut. Imaginați-vă ce pedeapsă este numai aceasta. Ei sunt în două, în trei, trei lucruri, ei trăiesc în momentul acesta. Unu, ei au fost lumină perfectă. Și acum sunt în, în, în întuneric absolut. Ați auzit? Întuneric absolut. Deci nu poate fi mai întuneric decât atâta. Ei stau în întuneric, din lumină absolută în întuneric absolut. Doi, sunt legați în lanțuri, nu pot să plece de acolo niciodată. Și trei, trăiesc cu teroarea aceasta că într-o zi Domnul va porunci Tartarusului să se ridice și să fie coborât în lacul de foc și de pucioasă, în pedeapsa focului veșnic. Dar vrem să înțelegem cum au căzut îngeri aceștia. Și ca să știm cum au căzut, trebuie să vedem cum a căzut Satana. Prin urmare, cine este diavolul sau Satana? Cine sunt îngerii care au păcătuit? Când au păcătuit? Care a fost primul păcat? Unde, unde au fost alungați după primul păcat? Care sunt treptele alungării diavolului și a îngerilor lui de la tronul lui Dumnezeu? Până la pedeapsa finală. Pentru că Biblia ne vorbește despre diferite poziții pe care um, Satana le-a avut înainte să ajungă Satana să fie uh, împotrivitorul. Se numea Lucifer, Luceafărul Strălucitor. Istoria căderii lui Lucifer um, și a, a treia parte din lumea îngerilor, deci a treia parte din lumea îngerilor a căzut împreună cu el, potrivit Apocalips 12 cu 4, este prezentată în Iuda 6, în 2 Petru 2 cu 4, este prezentată în Isaia 14 și este prezentată în textul pe care l-am citit astăzi din Ezechiel 28, însă de la versetul 1 la 19, eu am citit numai de la 11 la 19. Și haideți să le luăm în ordine. În Ezechiel, Ezechiel vorbește și se adresează prințului tirului. Și hai să vedem, asta este primul gând. Prințul tirului? Oare prințului tirului vorbește Ezechiel? Uitați versetul întâi. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului tirului. Fiți atenți la limbaj, pentru că este extrem de important să cunoaștem limbajul. Când prima adresă este făcută de Duhul Domnului, spune vorbește-i voievodului. Este terminologie veche, arhaică, pe care o folosește Cornilescu. În limbajul nostru modern este vorbește-i prințului tirului. Dar tirul nu avea prinț. Tirul avea ce? Împărat. Dar de ce vorbește Duhul Domnului și îi spune lui Ezechiel? Vorbește-i prințul lui Tirului, voievodul lui Tirului. Știți de ce? Pentru că împăratul Tirului era numai o marionetă. fie numai o marionetă, înseamnă că în spatele lui stătea un adevărat împărat. Și în spatele lui stătea, știți cine? Satana, diavolului, pentru, diavolul, Pentru că, uitați-vă în versetul în versetul 11 și 12 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel Fiul omului, fă un cântec deja jale asupra Împăratului Tirului De data aceasta vine și spune exact Cui se adresează, Împăratului Tirului Însă, Împăratul Tirului Este doar o marionetă O marionetă manipulată de diavolul Manipulat de diavolul Și într-adevăr, după cum știți am, am, Spune Apostolul Pavel și după cum spune Daniel Una din departamentele speciale pe care le-a creat diavolul este ca să se ocupe de guvernele lumii, de guvernele lumii și are demoni specializați care stau în spatele guvernilor lumii ca să le controleze. Primul loc pe care l-a ocupat Lucifer este la tronul lui Dumnezeu. Deci primul loc pe care l-a ocupat Lucifer este la tronul lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 14. Erai un heruvim ocrutitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. În Scriptură, când auziți munte, pe lângă munte, în sensul literar al cuvântului, munte însemnează împărăție. Daniel 2, cu 34 la 35, Daniel 2, cu 44 la 45. Deci când muntele este luat simbolic, este referitor la împărăție și la împărați fiind pe muntele lui Dumnezeu, însemnează că Lucifer făcea parte dintr-o împărăție glorioasă pe care o are Dumnezeu din totdeauna, împărăția lui Dumnezeu. Și era căpetenie în această împărăție, după cum vom vedea imediat. Pe acest munte al lui Dumnezeu, deci primul loc pe care l-a ocupat uh, Lucifer, primul loc, este muntele lui Dumnezeu. Pe acest munte, el a avut trei caracteristici și aș vrea să le notați. Prima caracteristică, era suma perfecțiunii lumii îngerilor. Suma perfecțiunii lumii îngerilor. Ezechiel 28 cu 12. Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire. Traducerea engleză NIV, New International Version, spune You are the model of perfection. Holman Christian Standard Bible you were the seal of perfection. King James Version, thou sealest up the sum of perfection. Now, o traducere, Cornilescu 2001 spune, tu care pecetluiești măsura desăvârșirii. Cu alte cuvinte, aș vrea să notați dumneavoastră următorul lucru ca să înțelegem despre ce vorbim. Când Dumnezeu a creat lumea îngerilor, și lumea îngerilor a fost creată înainte de cosmos. Deci înainte de cosmos. Înainte ca Dumnezeu să facă soarele, să facă luna, să facă constelațiile. Prima creație a lui Dumnezeu este lumea spirituală, lumea îngerilor. Pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta. Când stă de vorbă cu Iov, îl întreabă, zice, unde erai tu când eu am făcut oreionul, deci enumeră constelațiile și când stelele dimineții, se referă la îngeri când spune stelele dimineții, izbucneau în strigăte de bucurie, pentru că se minunau îngerii de ceea ce iese din gura lui Dumnezeu, din cuvântul pe care el îl rostește. Deci prima creație a lui Dumnezeu este lumea spirituală. Lumea îngerilor. Și în această lume a îngerilor, notați acest lucru, Dumnezeu a folosit un standard. Și a zis așa, în lumea aceasta este un înger de unde pornesc și este un standard, o măsură absolută unde poate să se ajungă. Și când a ajuns la această măsură absolută, în această măsură absolută l-a pus pe Lucifer. Lucifer. Deci tot ce cerea standardul acela pe care Dumnezeu l-a pus după buna lui plăcere și înțelepciune, Lucifer întruchipa în sine. Întruchipa în sine. A fost suma înțelepciunii, suma frumuseții, suma poziției din cer, a fost suma autorității din cer. Al doilea lucru. Pe lângă că era suma perfecțiunii, era un herovim ocrotitor. Versetul 14 parte 1. Deci pe muntele lui Dumnezeu avea această slujbă. Erai un herovim ocrotitor. Sunt trei ordine spirituale în lumea cerului, în lumea spirituală. Deci trei ordine spirituale, trei ființe diferite spirituale. Primul ordin, frașesoror, doamnelor și domnilor, este ordinul îngerilor. Și peste îngeri, căpetenie este arhanghelul, Mihail, Apocalips 12 cu 7. Arhanghel însemnează cel care este peste. Ar, arhe înseamnă peste. De unde avem arhe episcop, peste episcop. Deci, lumea îngerilor este prima lume. Rolul lor este să stea în fața tronului lui Dumnezeu și în jurul tronului cu laudă, cu adorare, așa, iar acum, de asemenea, rolul lor este să vină ca slujitori speciali în ajutorul tău și al meu, în ajutorul copiilor noștri. Credeți că degeaba vorbește Domnul Isus Hristos când spune îngerii lor a copiilor văd pururea fața tatălui meu. Deci, rolul lor este să înconjoare tronul, parte din ei stau în fața tronului să cânte laudele lui Dumnezeu, minunându-se mereu de ceea ce Dumnezeu face, nu te poți sătura să, 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 să taci când vezi ce face Dumnezeu și cine este Dumnezeu, așa, și rolul lor este să vină în ajutorul nostru potrivit evrei, capitolul 1, versetele 5 la 8 și 14. Al doilea ordine a doua clasă din lumea spirituală este clasa serafimilor. Serafimii sunt ființe, deci spirituale, au aripi, posedă aripi, stau în prejurul scaunului de domnie și de asemenea deasupra scaunului de domnie. Deci fiecare are un loc special. Isaia 6 cu 1, Apocalips 4, 6 la 8, rolul lor este să cânte în continuu sau să se roge în continuu înălțând numele lui Dumnezeu. Deci rolul serafimilor. Așa cum zice Isaia, cântau într-una sfânt, sfânt, sfânt sau strigau într-una sfânt, sfânt, sfânt este domnul oștirilor. Deci este echipa de laudă cea mai desăvârșită. Și apoi este a treia clasă, este clasa heruvimilor. Heruvimii, cum a fost și Lucifer este o clasă superioară în lumea îngerilor și rolul lor este să fie purtătorii șechinei. Ce însemează aceasta? Purtătorii gloriei lui Dumnezeu. Dacă îngerii stau în față și în jurul tronului, dacă serafimii stau deasupra tronului, frașesorilor, domnilor și domnilor, heruvimii stau dedesubtul tronului. Ei sunt cei ce poartă tronul lui Dumnezeu. Deci, rolul lor este să fie ca un vehicol special pentru tronul lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu lucrul acesta rezultă din Ezechiel capitolul 1, versetele 5 la 28 psalmul 18 cu 10 unde David folosește această expresie și spune călărea pe heruvim vă aduceți aminte, nu este o expresie poetică cum spun unii, este o realitate care o găsim în cer acum ca herovim, zice în Ezechiel 28 cu 14, era un herovim ocrotitor. Expresia în limba ebraică este aceasta. Pentru Lucifer, care era suma frumuseții, desăvârșirii, perfecțiunii, deci din standardul acesta de la A la Z, el le însuma pe toate, pe el, notați acest lucru, când spune Dumnezeu, Erai un heruvim ocrutitor cu aripile întinse. Te pusesem, în, în, ebraică scrie, te unsesem să fii pe muntele meu. Ce însemnează aceasta? A fi uns de Dumnezeu însemnează a fi Mesia. Ați auzit bine? A fi uns de Dumnezeu însemnează a fi Mesia. A fi mesianizat este cea mai înaltă distinție pe care poate Dumnezeu să o, pe care o dă Dumnezeu, nu că poate, Dumnezeu poate face orice, dar este cea mai înaltă distinție și poziție pe care Dumnezeu o dă unei ființe spirituale sau omenești. De aceea Iisus Hristos este Mesia, pentru că a fost uns de Dumnezeu. Ei, Lucifer a fost primul Mesia, el a fost uns de Dumnezeu nu să stea sub tron ca să ducă tronul, a fost uns de Dumnezeu să stea peste Serafim, deasupra tronului, ca o canopie, ca un cer special de protecție divină. Nu că avea nevoie de protecție, dar era o glorie pe care, așa cum zice Apostolul Pavel, în limbaj omenesc noi nu avem cum să o descriem. Deci când tronul Domnului se mișca, cel ce conducea această mișcare era Lucifer, pentru că el era uns să conducă această glorie. Era mesia. Apoi, o altă caracteristică a lui, pe lângă aceea că a fost pus pe muntele lui Dumnezeu, uns, el a fost creat. Că nu vorbește despre împăratul tirului, cum spun mulți că totul ce aici este vorba despre împăratul tirului, de împăratul tirului doar se folosește datorită bogăției și poziției pe care o are, ca să ne vorbească despre o lume pe care noi nu o cunoaștem. Uitați-vă ce spune versetul 13 și versetul 15. Toate au fost pregătite pentru tine în ziua când ai fost făcut. În limba ebraică când ai fost creat. Versetul 15. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut. Simplu, ca să înțelegeți că nu vorbește despre împăratul tirului, niciun om afară de Adam n-a fost făcut. Toți oamenii cum sunt? Născuți. Zădați? Limbajul pe care îl folosește Dumnezeu îți spune că nu este vorba de împăratul tirului, ci este vorba despre o ființă creată. Și această ființă creată, în cazul de față, este Lucifer. Este Lucifer. Dumnezeu l-a creat perfect. Dar cum a greșit atunci dacă l-a creat perfect? Însemnează perfecțiune, imposibilitatea de a greși? Nu! Noi avem acest concept greșit că perfecțiune însemnează să nu poți să greșești. Perfecțiune nu însemnează posibilitatea de a nu greși. Perfecțiune însemnează autonomie de a decide contrar perfecțiunii tale. Autonomie de a decide chiar contrar perfecțiunii tale. Ori în cazul lui Lucifer, n-a văzut nimic rău de unde să învețe, dar a văzut că el este fie sub tron, fie deasupra tronului. Și într-o zi și-a zis, ce și-a zis? Ce a zis? Vreau să fiu ca Dumnezeu. Asta a fost rău. Vreau să fiu ca Dumnezeu. Și o să vedeți cum a zis el lucrul acesta. Cum? Cum s-a produs păcatul acesta? Imediat. Primul loc al lui Lucifer, deci, este la tron, pe muntele lui Dumnezeu. Al doilea loc. Lucifer, având în vedere faptul că este perfect, că este desăvârșit în lumea îngerilor, are din partea lui Dumnezeu o cinste mare. Îi se oferă un al doilea loc. Și al doilea loc este în Eden, în Edenul lui Dumnezeu. Ezechiel 28 cu 13. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topanz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Și cu aur. Cândva, după crearea îngerilor, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, potrivit Iov 38, 4 7. Iov 38, 4 la 7. Și aș vrea să citesc pentru dumneavoastră ca să fiți edificați, să fiți zidiți în această privință, pentru că lucrurile sunt prea adânci ca să nu fim edificați. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Citesc de la versetul 3. Domnul îl provoacă pe Iov și zice Încingeți mijlocul ca un viteaz ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Și acum uitați cum îl întreabă. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai precepere Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat pe el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului și fiți atenți acum? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Prin urmare, prima creație a lui Dumnezeu este lumea îngerilor. Apoi Constelațiile. Și când a făcut constelațiile, îngerii au stat la dreapta lui Dumnezeu, au stat lângă el, s-au bucurat, au strigat de bucurie. Acolo a fost și Lucifer. Pentru că el conducea această manifestare divină. Ei, după ce a fost creat cerul și pământul, se vede că Dumnezeu i-a încredințat lui Lucifer constelația noastră. Calea Lactee, lui a dat-o în primire. iar centrul de comandă pentru Calea Lactee a fost Pământul. Pământul era de o frumusețe desăvârșită în forma în care l-a făcut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu creează totul frumos. Pământul a fost primul Eden al lui Dumnezeu, dar nu este Edenul din Geneza, pentru că este diferit. Edenul din pământul primar este un eden mineral. Observați, este numai, sunt numai pietre scumpe. Este o grădină minerală. Edenul care a fost creat pentru om pe pământ este un eden vegetal. Are cea mai frumoasă vegetație. Lucifer a fost pus să comande cerul de pe această planetă, pământ, din eden. Și uitați cum se întâmplă lucrurile. Pe această planetă, Pământ, în Eden, el făcea mereu naveta între Pământ și tronul lui Dumnezeu, pentru că avea funcție preoțească. Ezechiel 28 cu 13, când denumere cele 10 pietre prețioase pe care îl înconjurau, sunt similare cu pietrele prețioase pe care marele preot le avea pe peptarul lui doar două lipsesc însemna fiind Mesia el este, se vede că el are slujbă preoțească este mare preot în cer și-a pierdut-o și o să vedem de ce este dotat cu abilități muzicale Ezechiel 28 cu 13 partea finală timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut deci a fost dotat cu abilități de a crea muzică și de a executa muzică, învăța pe îngeri muzică. Dispunea de instrumente muzicale. Călătorea permanent între pământ și cer la tronul divin. Ezechiel 28 cu 14, partea finală. Erai un heruvim ocrutitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteietoare. Conducea mai multe centre de închinare care se numeau pe vremea aceea în cer locașuri sfinte, 28 cu 18. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. Deci fiind mare preot, fiind Mesia, fiind unsu, care să conducă toată oștirea cerului. El a creat mai multe centre de închinare, mai multe locașuri sfinte, pe lângă templul din cer. În cer există un templu. Templul lui Solomon a fost făcut după modelul celui din cer. Lucifer avea dreptul să intre în acest templu, fiind mare preot și să slujească acolo. Și cuvântul Domnului spune că prin comportamentul lui a spurcat locașurile sfinte, de aceea Uitați ce scrie în Evrei 9 cu 23 la 26, spurcând locașurile sfinte deci din ceruri, devenind necurat, Iisus Hristos a trebuit să reintre în ele după ce a înviat din morți ca să le curățească cu sângele Lui. Deci atât de mare pagubă a făcut Lucifer cu păcatul său. Evrei 9, 23 la 26. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, vorbim de ceruri, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jerfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevărului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu și nu ca să se aducă de mai multe ori jerfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locașul cel sfânt cu un sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să ștearbă păcatul prin jerfa sa, mărit să fie numele Domnului. Aș vrea să-mi permiteți o paranteză aici. Cei ce aveți... Uh o orientare, de exemplu, teologică spre doctrina romano-catolică. Chiar este și o cântare printre uh, unele preferate uh, printre membrii noștri. Zice, Sfântul tău sânge, cum mai departe? Și acum curge să nu se mai cânte așa ceva. Sângele lui a curs odată și pentru totdeauna. Iisus nu se aduce jertfă în fiecare zi. Acela este păgânismă ce înseamnă păgânism. Este greșit scris lucrul acesta. Primul păcat. Cum s-a săvârșit primul păcat? Versetul 17 din Ezechiel 28. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Și cum i s-a îngânfat inima? Primul păcat, frați și surori, domnilor și domnilor, a fost mândria. Mândria și anume, și-a pus în inimă, văzând că el are acces la tronul lui Dumnezeu, nestingerit, conduce închinarea, văzând că Domnul stă pe tronul lui Dumnezeu și a zis, de ce n-ar sta eu? Deci, simplu, dar complicat în același timp. De ce n-ar sta eu pe tronul lui Dumnezeu? Și gândul acesta de mărire, de a fi mai mare decât cel care l-a creat, mândria, aceasta l-a trântit la pământ. Uitați cum s-a produs mândria. Insaia 14, de la 12 la 14 are cinci dimensiuni. A zis, mă voi sui în cer. Isaia 14 cu 13, partea a doua. Doi. Voi, eu, eu mă voi sui în cer. Eu, că era pe pământ, nu, făcea naveta mereu, de la pământ, de la Eden. Voi avea scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Isaia 14 cu 13, asta însemnează voi fi deasupra îngerilor pentru totdeauna, nu Mihail va fi șeful îngerilor, eu voi fi șeful îngerilor. 3. Eu voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor. A vrut să profețească când a spus lucrul acesta, pentru că v-am spus Munte înseamnă împărăție și când spune muntele adunării Dumnezeilor, el a vrut să profețească pentru că știa ceva din planul lui Dumnezeu, că într-o zi toate împărățiile pământului vor fi sub un singur împărat, sub un singur mesia. Dar cum el era mesia, a zis, eu voi fi acesta pentru totdeauna. Însă i s-a dus lucrul acesta pentru că acum Iisus Hristos are această poziție. Glorie Domnului Iisus Hristos! 4. Mă voi sui pe vârful norilor, adică norul în Scriptură este simbolic cu șechina, cu gloria lui Dumnezeu. Deci, ori focul, or norul este simbolul gloriei lui Dumnezeu. Când a spus, mă voi sui pe vârful norului, a spus, eu voi avea strălucirea pe care o are Dumnezeu. Și cinci, voi fi ca cel prea înalt. Deci în mândria lui a zis, am să stau eu pe scaun, dar fiți atenți ce expresie folosește. Voi fi ca cel prea înalt. E cel prea înalt în limba ebraică, înseamnă El Elion. Când în Sfânta Scriptură pentru prima dată se prezintă cu numele acesta, uitați-vă în Geneza 14, 18 la 20, El Elion, El Elion este o expresie a numelui lui Dumnezeu care însemnează posesorul cerului și a pământului. Când a zis, voi fi ca cel prea a zis, eu voi fi posesorul unic, și al cerului și al pământului. Fiind posesorul unic și al cerului și al pământului, însemnează că Dumnezeu va fi în slujba mea. Mândria. Primul păcat. Mândria din inima lui Lucifer, prin cele cinci, eu voi fi, l-a condus la revoltă împotriva lui Dumnezeu. Și uitați cum s-a produs această revoltă. Al doilea păcat. Ezechiel 28 cu 15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Nelegiuire însemnează faptărea, frații și surori, doamnelor și domnilor. Nelegiuire înseamnă faptărea, wrongdoing în engleză. Cum s-a produs faptarea? Duhul Domnului ne spune lucrul acesta în Ezechiel 18, 28, de la 16 la 19. Primul. Primul pas. Nu și-a lăsat inima nestăpânită și a zis, vreau să fiu eu în locul lui Dumnezeu. Ei, ca să fie în locul lui Dumnezeu, a trebuit să facă ceva. Următorul păcat. Zice, prin mărimea negoțului tău. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, Ezechiel 28 cu 16. Substantivul rehula, rehula, care este folosit aici pentru negoț, însemnează trei lucruri. Negoț, comerț și trafic. negoți, comerț și trafic. Tirul era vestit în toată lumea pentru traficul maritim. Corăbiile feniciene erau vestite în toată lumea și au făcut uh, centre comerciale în toată lumea, până în Anglia, până în Spania, până în, America, uh, în Africa de Nord. Tarșișul este colonie uh, feniciană, de acolo s-a născut Anglia, dacă vreți să studiați mai mult scriptura, și Spania. Tarșișul. Prin mărimea negoțului tău, nu citiți în felul următor, prin mărimea traficului tău, el a început să facă un trafic continuu între Eden, pământ și tronul lui Dumnezeu, ca și împăratul tirului pe mare, un trafic continuu. Ce, ce a însemnat acest trafic? A însemnat că s-a dus la toți îngerii, de ce -a spune, prin mulțimea, primărimea traficului tău, s-a dus la cât mai mulți îngeri a putut, cu care a putut el să stea de vorbă și le-a zis așa, dacă eu voi sta pe tronul pe care stă Dumnezeu acum, voi puteți să ajungeți ce nu vă puteți imagina. Dacă eu sunt Dumnezeul vostru, voi aveți abilități, veți avea abilități pe care nu le puteți visa. Dumnezeu ne-a căpăcit, ca să folosesc așa o expresie uh, sărăcăcioasă, uh, ne-a limitat ca să nu fim ca și El în putere. Dar eu am să vă dau uh, puterea aceasta fiind fi în Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu, ca să fiți voi ce vreți să fiți. Prin mărimea traficului tău, înțelegeți ce a făcut? I-a mințit. Deci, după mândrie al doilea păcat care s-a născut în el a fost minciuna. Umblând de la un înger la altul, a defăimat pe Dumnezeu și a spus, Dumnezeu vă minte, eu vă spun adevărul, voi aveți posibilități imense. Veniți cu mine și uzurpăm tronul. Minciuna a devenit al doilea păcat și în momentul acela Lucifer a devenit mincinos și tatăl minciunii. Este prima dată când el a mințit. Ioan 8 cu 44. Și apoi spune cu aceasta, în Ezechiel 28 cu 17, ți-ai stricat înțelepciunea prin această strălucire a ta. A urmat al treilea păcat. Cel de-al treilea păcat, după mândrie și după minciună, a fost violența. Violența. Ezechiel 28 cu 16 prin mărimea negoțului tău te-ai umplut cu sâlnicie. Dar aș vrea să vă citesc ce scrie în ebraică. Cum traduce Cornilescu în 2001, deci traducerea nouă Cornilescu? Prin belșugul negoțului tău, ți-au umplut lăuntru cu violență. Cine ți-au umplut? Cine? Îngerii pe care i-ai mințit. Ei au zis, haide, haide că putem. Vedeți, în prima traducere nu există um, acest plural. Prin mărimea negoțului tău, te-ai umplut de sâlnicie. Dar în ebraică este, prin mărimea traficului tău, ei ți-au umplut lăuntru de violență. Ei, cei cu care ai vorbit, pe care i-ai mințit. Îngerii, uitați-vă într-o traducere englezească, pentru că acolo este mai bine prin sucul acesta. Și când s-a umplut de violență, uitați cum intervine Dumnezeu. Uitați cum intervine Dumnezeu. Te-ai umplut de sălnicie și ai păcătuit. Deci în momentul acesta, după mândrie, dacă o stăpânea acolo, era bine. A mințit. După ce a mințit, n-a mai putut da înapoi. După ce le-a făcut promisiuni mari că el o să-i emancipeze pe toți îngerii, cu care au reușit să vorbească și a mințit, că El este Dumnezeu, al treilea lucru a fost rebeliunea. Rebeliunea. Violența. Violența. Este al treilea păcat. Asta este faptarea. Așa că uh, lanțul este acesta. Mândrie, minciună, rebeliune. Ce a făcut Dumnezeu în situația aceasta? Care a fost acțiunea lui Dumnezeu? Prima, exgonirea lui Lucifer de pe muntele Domnului. Ezechiel 28 cu 16, partea finală. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. A doua hotărâre, nimicirea poziției de Heruvim. 28 cu 16, spre final. Și te nimicesc, Heruvim, ocrotitor. Deci n-a mai fost un Heruvim, ocrotitor, a devenit Satana, adversarul. 3. Profeție că va fi aruncat pe pământ în, cei trei, în ultimii trei ani și jumătate de necaz. Apocalipsa 12 cu versetul 9. Și te arunc, uitați ce spune aici, te arunc de pe muntele meu cel sfânt și din mijlocul pietrelor scânteietoare. Și apoi, cuvântul Domnului ne spune în continuare ce acțiune a luat el, Lucifer, devenit satan acum. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, din nou cu mine, în versetul 18, traducerea nouă Cornilescu. Uitați-vă și în traducerea englezească, pentru că spune ce vă spunea eu acolo acum. Prin mulțimea nelegiuirilor tale și prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te preface în cenușă. Uitați ce spune Cornilescu. Te-am aruncat ca necurat dinaintea mea, ca profan, de pe muntele lui Dumnezeu. Fiind necurat, fiind profan, sigur că a spurcat locașurile sfinte. S-a îmbrăcat cu nedreptate și atunci Dumnezeu a trebuit să intervină din nou. Și de ce este folosită această expresie? De aceea, în versetul 18 din Ezechiel 28. Focul care era strălucirea lui se schimbă în arderea lui, 28 cu 18. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie. El era plin de foc, de glorie, de strălucire. Ei, focul care strălucea acum în el a devenit focul care îl arde. 3, 2, Domnul i-a spus, locul tău final va fi iazul de foc și de puceasă. Uitați ce spune în cuvântul Domnului Ezechiel 28 cu 18, partea finală. Așa? și te prefac în cenușă pe pământ. Este vorba de aruncarea lui în iazul de foc și de pucioasă. 3. Dumnezeu i-a spus, te voi arunca în abis. Ezechiel 28, cu 18, partea finală. Înaintea tuturor celor ce te privesc, vine o vreme când el va fi, asta înseamnă aruncarea lui în abis, vine o vreme când el va fi privit în abis pentru o mie de ani de toți aceia care au crezut în el. Va deveni o priveliște pentru îngerii căzuți și oamenii care l-au crezut, slujindu prin necredință în Dumnezeu, va fi închis în abis pentru uh, o mie de ani și, uh, după cum vom vedea în final, va fi prizonier în capcana timpului. 2. Domnul puterii Văzduhului. Din Edenul lui Dumnezeu. Lucifer a devenit profan, necurat, sau satana, adversarul, și a fost aruncat în văzduh. Efesen 6 cu 12, Efesen 2 cu 2. Ce face acum în văzduh? Uitați-vă ce face. Are acces mereu în fața lui Dumnezeu, nu la tronul lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, Apocalips 12 cu 10, ca să ne pârască. Deci El este pârșul nostru care zilnic ne pârăște înaintea Lui Dumnezeu. Îngerii Lui căzuți adună toate informațiile și El se duce zilnic în fața Lui Dumnezeu să ne pârească. Este pârșul, acuzatorul nostru, Apocalipsa 12 cu 10, Zaharia 3 cu 1. Cu trei răpământul ca să înșele pe fiii oamenilor, căci este stăpânitorul sau prințul lumii acesteia, potrivit Ioan 12 cu 31, este Dumnezeul lumii acesteia, 2 Corinteni 4 cu 4, și este prințul împărățiilor pământului pe care le poate da cui vroiește. Luca 4, 5 la 7. De aceea a spus lui Iisus, închină-te mie și să o dau ție. Când el, din văzduh, vizitează pământul, deci poate să viziteze pământul, dacă merge în cer, poate vizita și pământul, pe pământ se arată ca un leu. 1 Petru 5 cu 8. Asta înseamnă manifestările pe care le face de distrugere, de antisemitism și de persecuții împotriva credincioșilor. Pe pământ de asemenea el se arată ca un înger de lumină, 2 Corinteni 11 cu 14, adică ca să inducă în eroare, ca să se prefacă ca cel prea înalt și ca să i spitească. Și în această privință se folosește de trei șiretlicuri. Potrivit 2 Corinteni 11, 3 la 4, el predică prin slujitorii lui un alt Isus, 2 Corinteni 11 cu 4, un alt Duh, 2 Corinteni 11 cu 4 B și o altă Evanghelie, 2 Corinteni 11 cu 4 F. Partea finală. Este în văzduh la ora aceasta. Din văzduh el va fi aruncat pe pământ, deci al patrulea loc pe care îl va avea, al, al patrulea loc pe care îl va avea, primul a fost pe muntele Domnului, al doilea în Eden, al treilea este văzduh, al patrulea va fi pe pământ. Pentru trei ani și jumătate. Apocalips 12 cu 12 la 14. Când va fi aruncat pe pământ, scopul lui va fi distrugerea lui Israel, Apocalips 12 cu 1 la 6 distrugerea unei mari părți din oamenii care vor intra în necazul cel mare și apoi va veni a cincea poziție pe care va ocupa-o o mie de ani în abis. Apocalipsul 20, 1 la 4, 7 la 9. În perioada aceasta când el va sta în abis, Domnul Iisus Hristos va fi Domnul întregului pământ și pământul va fi regenerat ca pe vremea Edenului, Edenului Adamic. Și apoi satana va avea și o a șasa poziție, este în liazul de foc și de pucioasă, Apocalips 20 cu 10, unde de peste o mie de ani, atunci când va fi aruncate la acolo, au stat numai două persoane. Fiara și prorocul mincinos. Deci anticristul și prorocul mincinos. Înainte ca satana, tatăl lor, să ajungă acolo, ei doi vor sta în iazul de foc și de pucioasă pentru o mie de ani. Ceea ce este de asemenea denotat pentru dumneavoastră este că atunci când Domnul aruncă în iazul de foc și de pucioasă să încheie istoria Pământului și a Cosmosului așa cum este acum, inclusiv a omului, să intre în eternitate. Și când se intre în eternitate, două lucruri dispar, moartea și marea. Moartea și marea. Moartea, 1 Corinteni 15 cu 24 la 26 și mare, Apocalips 21 cu 1. De ce oare și Marea? Pentru că, v-am spus, locurile în adânc unde este pedepsit, deci unde e locuința morților și unde sunt pedepsit, duhurile rele, sunt sub ape sub îngrăbădirea de ape și în aceste locuri unde sunt unde se poate ajunge în, în, în Împărăția Întunericului, în locuința morților, prin ceea ce se numește portaluri, porți de intrare, acestea sunt sub ape și o să vă dau doar, doar, câteva locuri unde, unde se crede teologic că sunt portaluri de intrare în locuința morților. Marea moartă este unul, Triunghiul Bermudelor este al doilea triunghiul diavolului care este lângă Iojima, în Japonia, și insula Paștelor. Sunt portaluri prin care se ajunge în iad. Se pare că sunt povești științifico fantastice, acest este adevărul. Dacă ați auzit ce povestesc marinare care trec pe acolo, groaza pe care o experimentează când au țipetele și lanțurile pe care le aud sub apă, dacă ați citi un pic din, din relatările lor, ați, ați rămâne uimiți. Haideți să vedem în al treilea rând și în ultimul rând capcana diavolului. Am discutat din istoria aceasta ciudată a lui Lucifer și a îngerilor lui. Dar Haideți să vă mai spun două lucruri înainte de a spune capcana în care el a căzut. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această a treia parte este că e posibil, frașesuror, doamnelor și domnilor, că Lucifer fiind heruvim, el să fie avut în subordine de asemenea lumea târătoarelor de pe pământ. Lumea târătoarelor de pe pământ. Deci când Dumnezeu a făcut lumea omului și a animalele pe pământ, este posibil că lumea teritoriilor a fost încredințată lui, în comanda lui. Să vă spun de ce. În Ezechiel, capitolul 1, versetele 5 la 10 și în Apocalips 4, 6 la 9, amândoi profeții aceștia vorbesc despre patru făpturi vii, care în interpretarea teologilor sunt heruvimi. Și aceste patru făpturi vii care stau în fața tronului și poartă tronul divin, spune că au următoarele fețe. Față de om, față de leu, față de vițel sau bou, așa, și față de vultur, cele patru făpturi vii. Sunt teologi care spun că acești heruvimi sau patru făpturi vii, având aceste fețe, însemnează că ei sunt însărcinați de Dumnezeu și cu responsabilitate peste lumea omului și peste lumea animală de pe pământ. Față de om, heruvim responsabil pentru omenire. Față de leu, heruvim responsabil peste lumea animală neîmblânzită. Leu este regele animalelor. Față de bou, de vițel sau de vițel, este heruvim responsabil pe lumea animalelor domestice. Și față de vulturi, este heruvim responsabil pentru lumea păsărilor. Au mai rămas târătoarele, fără șef. De deci, ce sunt oameni care spun că în forma lui inițială, heruvimul acesta, Lucifer, avea o formă reptiliană. Arăta ca un balaur, dar nu balaur cum este acum balaurul. Deci era ceva de, de, de o frumusețe desăvârșită și răspundea, prin urmare, și când Dumnezeu a făcut creația de lumea târătoarelor. De ce? pentru că subchip de balaur este cunoscut în religiile lumii, chinezii, vietnamezii, indienii, inclusiv maia. Cu acest chip este prezentat în scriptură ca un balaur. Este de asemenea reprezentat și prin șarpe în scriptură și este cel care se folosește de șarpe, de cineva de sub autoritatea lui ca să inducă pe om în eroare. Meditați la acest lucru, poate că este bine de cunoscut. Al doilea lucru pe care vreau să vă-l spun, un Isus pe care îl propovădește Satana prin oamenii lui. Uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel. Zice în 2 Corinteni, capitolul 9, de la 3 la 4. Mă tem după cum șarpele a măgit pe Eva cu șreticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovodească un alt Isus pe, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, o oh, cum îl primiți. Trei lucruri spune. Dar primul lucru cu care începe Apostolul Pavel este un alt Isus. Alon Iesun. Spune un alt Iisus, dar de, același, de, aceeași esență. De aceeași esență. Ce înseamnă aceasta? Apostol Pavel cred că profețește și spune, când auziți, vorbindu-se despre un Iisus născut din femeie, va fi anticristul, tot prin formă supranaturală, nu este sămânța diavolului, așa, dar care nu învață ascultare de Dumnezeu, Lucrurile acestea, voi să le evitați. În seminarii, dacă sunteți tinerilor și auziți învățături de felul acesta, că Iisus pe care uh, îl propovăduiesc uh, ei și îl învață este ne, uh, nedivin, uh, cred că este ceea ce spune Apostolul Pavel. Apoi spune un alt Duh, diferit de cel pe care uh, uh, îl, uh, îl prezintă Sfânta Scriptură. Este un Duh străin, sunt și Duhuri străine. Și o altă evanghelie, este și o altă evanghelie, și anume o evanghelie care este pe placul oamenilor și care este falsă și care nu are nicio, nicio formă de, de, de trezire spirituală, este de multe ori evanghelia care se predică din conveniență. Dacă nu ai altceva ce predici, spui la oameni povești. Știți? Spui povești. Predici televizoare și baticuri. Capcana deavolului. Dumnezeu este etern. Îngerii fiind ființe spirituale, sunt și ei eterni. Ei au un început în ziua în care au fost creați, dar ei nu au sfârșit. Mă fiți atenți la acest concept pentru că este extrem de profund. Deci ei au o zi de început, dar fiind ființe spirituale, îngerii, fie buni, fie răi, ei nu au sfârșit. Ei se duc în infinit cu existența lor. Omul, când a fost creat, a fost creat cu posibilitatea să fie etern. A fost creat cu posibilitatea să fie etern. Dar după ce a păcătuit, uitați ce spune cuvântul Domnului în Geneza 3 cu 22. Domnul Dumnezeu a zis: Iată că omul a ajuns ca unul din noi cunoscând binele și răul, adică când a spus cunoscând binele și răul, știind că satana este în univers acum. Asta înseamnă, pentru că el era rău. Să-l împiedecăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Deci și omul putea să trăiască etern și păcătos dacă mai apuca să mănânce din pomul vieții. Și atunci Dumnezeu a intervenit, nu, fiți atenți aici, înțelepciune divină. Dumnezeu a intervenit cu mântuirea lui. A zis, am să-l mântui pe om. Și uite cum am să-l mântui. Voi numi un nou Mesia și va fi unul dintre noi care va intra în timp, se va naște, va avea început. Dar pentru că, pentru ca omul, să vă dau un exemplu, să nu fie bolnav în eternitate cu cancer și să nu poată muri. Să nu curgă sângele etern din el și să nu poată muri. Deci să nu fie în condiție să vrei să moară și să nu poată să moară. Atunci Dumnezeu a zis, uite ce am să fac am să introduc și sfârșit de timp în istoria omului. Dacă are început, am să introduc și sfârșit de timp. Omul va exista între 70 și 80 de ani. Dar când l-a creat pe om, l-a făcut Domnul Pământului. A zis, nu, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți. Ei, când diavolul a zis, cum? Pe om l-a numit stăpân, pe pământ unde eu sunt stăpân, de a zis? Mă duc eu să nimicesc pe acest împărat nou. A venit și l-a înșelat. Numai că în momentul în care l-a înșelat pe Adam și Adam a căzut în păcat, el a căzut în timp. Pentru că lui Adam i-a hotărât deja să nu trăiască mai mult, după când s-a stabilit toate lucrurile, mai mult de 80 de ani și oamenirii nu i-a hotărât, hotărât Dumnezeu poate mai mult de 7000 de ani de existență pe pământ, în felul în care suntem acum. 7 zile de creație, o zi este ca 1000 de ani, 1000 de ani ca o zi, probabil că după 7000 de ani de istorie de felul acesta, istoria omului se oprește așa cum este, cum o cunoaștem noi. Diavolul, înșelându-l pe om, a intrat în istoria omului, în împărăția omului. Și știi cum este? Exact ca și când ai căzut într-o fântână și s-a pus capacul pe fântână. Unde ai rămas? În fântână. Ei, când a intrat în împărăția noastră și împărăția împărăției noastre a omului, i s-a pus timp finit, diavolul a căzut în capcana timpului. El care era infinit, să fie infinit rău, a căzut în capcana timpului ca și omul, și de aceea diavolul este aruncat în iazul de foc și de pucioasă, mărit să fie Domnul. El a căzut în propria lui cursă. A zis: Dacă înșel, devin eu din nou împărat. Nu și-a dat seama că înșelându-l, intră în împărăția celui pe care îl înșală și rămâne în fântâna lui. Și de aceea, Satana, este un învins? Satana a căzut în propria ei cursă, în propria ei capcană, a întins capcană lui Adam și și-a întins capcană lui. A intrat în timp și intrând în timp, ca și tine și ca și mine, nu mai poate să facă nimic. Însă Domnul a făcut altceva, a zis așa. Pe cei care și îngerii răi pot să trăiască veșnic răi toți cât se sunt ai lui, pentru că șeful lor a căzut în capcana timpului, toți au aceeași soartă. De aceea a pregătit iazul de foc și de pucioasă iadul pentru diavolul și îngerii lui. Și despre om a spus, toți care voi trăiți în timp limitat, vă pocăiți și vă întoarceți la Dumnezeu, pe voi vă scot din timp, vă dau imunitate de aici încolo și veți trăi etern, voi veți intra în eternitate. Nu-i frumos lucrul acesta? este frumos. Dumnezeul nostru este mare, este înțelept, este plin de minunăție, plin de putere. În concluzie, fraților, cuvântul pe care îl spune Iuda, cuvântul pe care îl spune Scriptura este acesta. Poți să ai poziție mare dată de Dumnezeu. Poți să ai putere mare, autoritate mare dată de Dumnezeu. Dar dacă nu vechezi asupra poziției, nu vechezi asupra autorității, dacă lași mândria, minciuna și rebeliunea să-ți prindă inima, se poate să canzi, se poate să pierzi binecuvântarea. Dar dacă rămâi că din cios lui Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Scriptură, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Dacă rămâi că din cios lui Dumnezeu, Dumnezeu are bunăvoința să lucreze cu tine, cu mine, să-ți păstreze mântuirea, să ne păstreze mântuirea și să ne ajute să nu ne pară o povară să ne ducem mântuirea până la capăt. De aceea sunt scrise aceste lucruri în Scriptură, pentru noi, ca să învățăm. Și fie și cuvântul din seara aceasta, chiar așa profund, adânc cum este, o pricină de învățătură pentru noi, o pricină de încredere în Dumnezeu și de remărturire a dependenței noastre de puterea lui Dumnezeu. Amin.